măsuri impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19, românii nu mai au voie să iasă din casă după ora 22. 00, fără un motiv întemeiat. Dan Mocanu nu a ținut, însă, cont de restricția impusă prin ordonanța militară numărul 2 și, într-una din seriile trecute, a ieșit la plimbare, sperând să scape de plictiseală. Cântărețul de manele a avut, din păcate pentru el, ghinion, poliția reperându-l în trafic și oprindu-l pentru control. Dan Mocanu nu avea asupra lui nici buletinul de identitate, dar nici declarația pe propria răspundere, obligatorie pe perioada stării de urgență când părăsești domiciliul. Astfel că oamenii legii, fără niciun fel de regret, l-au amendat pe bună dreptate. De obicei, polițiștii nu mă deranjează în trafic. Dan Mocanu s-a supărat, însă, foarte tare, fiind, pur și simplu, contrariat de faptul că a fost sancționat contravențional. Pe contul personal de socializare, manelistul a anunțat că așteaptă scuze de la cel care a îndrăznit să-l amendeze. De obicei, polițiștii din România nu mă deranjează în trafic. Dar uite că s-a găsit unul mai îndrăzneț să-mi dea amenda. În fine, cu ajutorul lui Dumnezeu sper să-și ceară scuze. Că eu sunt băiat pocăit și am încredere în Dumnezeu, anotat pe contul său de socializare Dan Mocanu.